Bineînțeles, nu ultimul, dar așa cum e și Dinamo. Gianni Chiriță, mulțumesc, Gianni, de prezență. Gianni, care a venit doar cu un punct. Se putea mai mult, se putea mai puțin. Vreau să încep și eu, Cana Mihai și Cavivi, în corectificare. Nu o să mai fim ultimi, o să vezi. Păi nu sunteți penultimi, nu sunteți ultimi. Bă, o să vezi, nu o să mai fim penultimi. E Botoșani în spate, o Dinamo. Bine, o să vezi, nu o să mai fim. Te văd mult mai plin de speranță față de zilele trecute. Vezi că răutăcioșii poate să interpreteze, să fiți primi în Liga a doua. Aoleu, nu, e foarte, Mihai, nu mai foarte, vreau. E foarte nu mai vreau. Periculos răspunsul care l-ai dat. Nu mai vreau să. Păi și ce facem? Au trecut 8 etape. Ce facem? Aici e problema. 13 etape. Nu. 8. Cristi de 8 când... 8 fără victorie? Da, de când nu mai au nicio. Și merg victorie, la UTA, nu? Merg la UTA și pe urmă FCSB. Din câte știu. Nu. După aia e primul meci, a jucat, mergeți la Craiova cu CSU. Începe returul și Craiova și după aia cu FCSB. Am înțeles. Da. Un program foarte... Foarte lejer. Foarte lejer, foarte lejer, interesant, în care se pot face puncte, nu? Da, o să discutăm mai multe și despre Dinamo. Aș vrea puțin și despre Dinamo, sau mai mult, Gianni. Doar un punct cu Poliaș. Nici ocazii, probleme și de joc, supărare și pe suporteri. Tu zici că nu o să fie ultimii, sau nu o să se ridice. Bine, echipa. Optimismul de mine. Știu, optimistul asta, din tine, am înțeles. Altfel, e foarte greu, pentru că la ora actuală, dacă vorbim de Dinamo, efectiv nici nu știi cum să vorbești. Dacă zici, bă, Dinamo trebuie să rămână în aceeași formulă, cu același antrenor, acum suporterii sunt supărați, îi cer demisia. Dacă zici că, domne, trebuie să plece, toată lumea e supărată. Nici nu știi cum să o gândești și ce să faci. Cert este că la Dinamo se vede că nu sunt o echipă în care jucătorii, care și declară pe la TV, că nu vor să plece antrenorul lor, ei nu joacă pentru antrenor. Ei joacă pentru Dinamo, pentru niște culori. Păi și atunci dacă declari că tu nu vrei să-ți plece antrenorul, arată în teren că nu vrei să-ți plece antrenorul, intră, câștigă meciuri, joacă pentru el, du-te, bucură-te pentru el și fă-i asta. Tu declari doar la TV că nu vrei să pleci antrenorul, dar tu ai aproape 6 înfrângeri la rând. Da, e o criză, nu o criză fără niciun plăcere. Argument antrenorului ca să rămână. Ca să rămână. Haide să... Că noi știm că Neamir Ciarednic este cu inima la Dinamo, dar este profesionist și na, își apără culorile clubului acum. O fi cu inima la Dinamo, dar dacă bate Dinamo la Ara, cred că cu siguranță, da, o să fie un meci foarte greu. De fapt, toate meciurile lui Dinamo la ora actuală sunt grele. Tu ești pentru rămânerea lui Burcă? Că am întrebat puțin discuția când a intrat Gigi Mustață. Da, nu neapărat, că indiferent ce îi spune la ora actuală, nu e bine. Adică, indiferent și dacă rămâne și dacă nu rămâne, tot nu e bine. Trebuie găsit acea cale de mijloc în care Dinamo să poată să redreseze cumva. Da, el poate să redreseze situația actuală? Da, eu am spus-o, să vede că Dinamo la ora actuală nu este o echipă, să vede că jucătorii, din păcate, nu trag și cu el. El vrea, să vede că vrea. Deci nu, jucătorii nu-l convinc prin ceea ce fac, nu-l convinc pe trag teren, pentru antrenor și pe teren nu-l ajută să aibă și rezultate. Exact, ca să rămână. Iar ei prin declarațiile pe care le-au avut, cum a avut Amzăr, de exemplu, să nu mai strige demisia, să nu mai strige așa, că da, mister stă, dar tu trebuie să faci ca jucător să iei pe ceilalți jucători, de exemplu, dăm exemplu pe el, acum că e un jucător tânăr, un jucător de perspectivă și destul de talentat. Ia-i tu ca și jucător pe jucătorii ăștia din vestiar și spune, băi, hai să jucăm pentru antrenor. Haideți să jucăm pentru antrenor dacă vrem să rămânem. Pentru că pe un antrenor, până la urma urmei, îl ține rezultatele în funcție. Indiferent de... Nu poți să spui tu mie că dacă Burcă va avea 10 înfrângeri, ok, chiar dacă ei sunt prieteni toți, Niculescu, domnul Voicu, el, nu poți să spui tu mie că după 10 înfrângeri el va sta acolo. Poate să stea. Că, na, nu-l dă nimeni dacă ei sunt prieteni. Da, suporterii avea o reacție care nu o să te mai lasă, nu o să mai poți joci nici puținul ăla pe care îl joci. Exact, nu se mai poate. Dar v-ați gândit ce simte Burcă în interiorul lui acum? E o întrebare bună. E o întrebare bună și aș povesti o chestie care s-a întâmplat vineri seara. Cât poate presiunea asta? Cât mai poate să suporte presiunea? Hai să-ți povestesc o chestie de vineri seara, Gianni, și te las să răspunzi. Se terminase conferința de presă și era zona mixtă, l-am salutat pe Ovidiu. A trecut pe lângă mine, nici măcar nu dreapta, stânga, și pe aia mai zic o dată. Salut, Ovidiu. Întoarce că, scuză-mă, știu ce. Pur și simplu, senzația este că omul este în lumea lui, e atât de și dezamăgit și de presionat de tot ceea ce se întâmplă, încât parcă nu mai aude nimic în jur.
Eu îți vorbesc în propria experiență. Ce crezi? Eu îți spun ce am văzut acum două zile după Dinamo ceva. Cu Polia și fapt consumat acolo la vestiare. Dinamo Polia 0-0. În legătură la ăștia, la jucătorii lui Dinamo, pentru că am văzut declarații că nu e cazul să-l dea afară pe Mister. Amzer a fost. Amzer așa foarte frumos și a spus. Îi spun lui Amzer că îl permit, că na, e pe la loturi și mă duc și mai stau de vorbă cu el. Am avut o situație similară la Steaua. M-am dus, l-am înlocuit pe Bergodi. Și a doua zi Petre Marin a venit la mine și a zis: băi, hai, te super, dacă mergem la Meriu, să ne luăm la revedere de la Mister. Băi, ascultați la mine, decât să plângeți acum după el, mai bine l-ajutați acum două zile să nu fiu eu în situația asta de antrenor. Să nu fiu eu în locul lui. Da. Și să fie el în exact continuare la Steaua. Deci tot la jucători e cheia, nu la Burcă. Burcă, asta e. Na, până la urmă urmei și Ovidiu Burcă este un antrenor neexperimentat și în continuare marșăm pe aceeași problemă. Ne legăm că promovarea aia și o luăm ca pe un trofeu în continuare, să nu uităm că noi am promovat cum am promovat. Bă, fraților, nu trăim în trecut. Noi trăim în prezent. S-a terminat. Trebuie să uităm ce s-a întâmplat cu promovarea aia. Ai ajuns la Dinamo, ai ajuns în care suporterii au pretenții și nu neapărat suporterii, toată masa dinamovistă are nevoie de rezultate și de meciuri în care ești în Liga 1. Așa este. Da, mă, Gianni, dar și tu, uite, Burcă ce să facă? Să duce la un concurs canin și n-are bani să-și cumpere și el un ciobănesc de bani. A cumpărat. Te duce, vrea, cu, da. Te duce cu maidanezii aia care găsește. Vivi, dar stai puțin. A cumpărat. El a cumpărat. Păi da, dar păi, cumpără de ce bani are? Păi da, da. Na, de ce acum, bani de câteva mii? Meme a spus în felul următor. S-a dus la o expoziție și n-a avut bani decât pentru primul raft. Nu s-a mai uitat la raftul deasupra. Apropo și de banii care sunt la Dinamo, deși domnul Niculescu vorbea chiar săptămâna trecută aici la Fanatică, vor fi 4-5 transferuri în iarnă. Contează acum și ce transfer, nu numai la număr. Problema e mult mai gravă, Cristi, ce faci până în iarnă, că mai sunt meciuri de jucat. Mai sunt aproape 9-10 meciuri. Păi și asta spun că e foarte... Ai văzut programul? Ecartul față de echipele din fața ta va crește aproape. Ai văzut programul lui Dinamo, următoarele meciuri? Da, păi... Termină acum la UTA, se termină turul și după aia începe nebuneala. Cum au început ei campionatul. Merg la Craiova. Unde tu, cu cine joacă? Nu contează la, unde. Hai să nu le uit. Merg la Craiova pe Oblemenco, ceea ce am zis și lui Gianu, după aia și lui Gianni, apoi vine derbiul cu FCSB. Pe da? Arena. Da? Pe arena. Parcă au și Sepsi în perioada aceea. Păi Sepsi nu a bătut 3-0 la București. Da, a bătut 3-0 pe Arcul de Triunf. Păi ia uite-te și tu la program. Meci. Dacă nu faci puncte până în iarnă când zici că aduci jucători, formă da, deci mergi la Arad, mergi după aia pe Oblemenco, prima etapă din retur, acasă derbiul cu FCSB, mergi la Sepsi, că de la mă legasem 3-0 ăla, acasă cu Cluj, mergi la Botoșani, acasă cu Voluntari și cam atât. Meciul cu Voluntari fiind ultimul meci pe care l-a câștigat Dinamo cu 3-2. Niciun meci și începe ușor. Ianuarie cu deplasarea la Petrolul, la Voi Vivi, pentru Dinamo și după aia Dinamo Rapid, FCU. Nu e nimic ușor. Nimic. Nu e nimic ușor atâta timp cât vrei tu nu faci puncte în momentul acesta. Trebuie să iei din nu mai ajunge, ajunge nici măcar un punct în meciul. Degeaba. De asta spun. Nu mai spun dacă începe și Botoșaniu să miște. Poate îi bate Botoșaniu pe Uclu și vine să pună pe Șnești de meciuri egale în toate care le-ai menționat tu până acum. Patru meciuri egale? Păi, la ce te ajută? La nimic. Patru meciuri egale care de fapt sunt patru puncte, care de fapt sunt două puncte, că se jumătățește. Ce spui tu? Patru meciuri egale dacă faci, sunt două puncte. Ce faci cu ele? Dinamo are... Poate și Dinamo de aici, Vivi? Dinamo e în pericol să piardă masa de suporteri. M-am uitat la meciul pe Național Arena, au fost 6-7000 de suporteri. 6200. Deci puțin, oficial. Puțin. Foarte dacă puțin. Dacă pierde masa de suporteri, Dinamo... Vivi, eu am spus-o la început, că într-adevăr, când a început campionatul, toată lumea era entuziasmată și am spus-o la început. Suporterii, ok, au salutat, promovarea asta i-a fost venită de nicăieri, dar ei își vor pierde răbdarea când vor vedea că noi nu câștigăm și avem lotul ăsta slab. Ca drept dovadă așa s-a întâmplat. Pentru că n-ai răbdare, tu până la urma urmei ce sărbătorești? Nimic. Da. Îți pregătești promovarea la an. Doamne ferește.
Păi ce să sărbătorești? Eu cred că dacă Dinamo va retrograda, va fi un pericol și mai mare cât a fost acum 2 ani când a retrogradat. Să-și de ce? Va fi mult mai rău. Nu, pentru că va rămâne strategie. Depinde de strategie, corect. Uit, eu mă uit la declarații și poate nu va mai fi înțeleg ce vor să facă. Da. Eu vreau să înțeleg ce vor să fac. Bun, am văzut că n-am mers cu importul ăsta de străini. Bă, băiatule, încercă mă să ei au un centru de copii și juniori acolo. Nu știu ce produse au la ora actuală. E, o să s-a implicat acum, să vedem ce va face exact. Și cu expertiza, cu tot ce va fi. Exact, exact. Ne pregătește sezonul viitor, dar acum trebuie să se pregătească. Oh, oleu, deja sună urât asta. Să pregătească Dinamo deja sezonul viitor de divizia B de acum. Haideți să-l salutăm și pe... cu același lucru? Da, să-l salutăm și pe... Ai spus că 12 jumate, dragul meu. N-am spus nimic. Acum 2 zile, nu mai mă minți.